astăzi am venit aici ca să continuăm tradiția de 11-12 ani de când facem acest marș. De respect și protejarea valorilor tradiționale românești pentru familia tradițională formată și întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie. În România nu va trece această lege pentru că, după cum am văzut, s-au adunat doar 3 milioane de semnături pentru organizarea unui referendum care să modifice Constituția de așa fel încât să fie clar pentru cei care dau legi că nu pot legaliza căsătoria între doi bărbați, două femei, doi transsexuali. Noi suntem un stat creștin, 90% dintre noi s-au declarat creștini. Valorile noastre ar trebui privite cu respect de cei din Uniunea Europeană. Intervențiile ambasadorilor ar trebui să nu se mai lege de valorile noastre morale și ar trebui să se ocupe pur și simplu de diplomația lor. Noi nu mergem să-i judecăm pe ei în momentul în care legalizează pedofilia, cum s-a întâmplat de curând în Europa, homosexualitatea, cum s-a întâmplat în foarte multe state, căsătoria sau chiar adopția de copii.